Dragi cetățeni ai Comunei Rădăcăciuni, vreau să vă transmit ca la sfârșit de an calendaristic un călduros la mulți ani, Crăciun fericit, sărbătorile de Crăciun să le faceți cu bine, alături de familiile dumneavoastră, de copii, de nepoți, așa cum ar trebui și cum trebuie să le facem în contextul dat de pandemie. Din punct de vedere administrativ, noi continuăm proiectele care le avem implementate și care sunt în curs de implementare. Avem proiecte care se vor derula pe anul 2000, s-au derulat pe anul 2021 și se vor derula și pe anul 2022. Vorbesc aici de Casa de Cultură, de asfaltarea, modernizarea și asfaltarea străzilor din Răcăciuni. Am depus proiectele pentru gaz pe POIM la București, așteptăm și pe PNRR am depus proiecte de infrastructură și aici mă refer la drumul dintre Gheorghe Doja și Ciucani, reabilitare și modernizare drum DC-163. Am depus pentru Răcăciuni zona Han, DC-110, zona Han, Berendești, Gâșteni, cum spunem noi. Avem și proiectul cu gazul depus pe POIM. Deci, într-un cuvânt, noi ne facem treaba, noi suntem aici pentru dumneavoastră, că de asta ne-ați ales și de asta ne-ați votat. Să știți, dragi cetățeni ai Comunei Rădăcăciuni, că mai avem proiecte care le vom implementa în 2022, proiecte care sunt pe masa Consiliului Local și a aparatului primăriei. Vorbesc aici de montarea 3 stații de încărcat mașini, autovehicule, care le vom amplasa 2 în curtea primăriei și 1 în centru la taxiuri. Avem proiecte pentru extinderea iluminatului public pe fonduri europene toate comunei, deci mă refer aici, nu să rămână nicio uliță neiluminată. Avem proiect de extindere a rețelei de iluminat pe DN2, începând de la Han către Mat, către Stan și de pe partea dreaptă, unde există și trotuarul, și avem și un proiect care este similar de la Profi către SMA. Deci sunt proiecte care se vor implementa, sunt proiecte care se vor aduce un bun augur Comunei Rădăcăciuni și nu numai. În încheiere vreau să vă urez un an nou și un Crăciun fericit alături de cei dragi, de copii, de bunici, de nepoți, de familiilor dumneavoastră, tuturor cetățenilor din Comuna Rădăcăciuni și nu numai, și celor care sunt și vin în vizită la dumneavoastră, să avem sărbători liniștite, cu bucurii și liniște sufletească. La mulți ani! La mulți ani 2022!